Garda de Mediu Gorj a fost înființată în anul 2003. Rolul acestei instituții este acela de inspecție și control în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Cei 14 angajați ai instituției, din care 9 comisari, au sărbătorit împlinirea a 8 ani de la înființare prin muncă. Lucrez în cadrul Gărzii de Mediu din anul 2005. Nemulțumiri sau... Nu, n-aș putea să spun. Nemulțumirile le constatăm pe teren când agenții economici nu își îndeplinesc atribuțiunile în ceea ce privește protecția mediului. Reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj și-ar dori ca autoritățile locale și agenții economici să se implice mai mult în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Numai în anul 2010 au aplicat peste 100 de sancțiuni ce depășesc suma de 27 de miliarde de lei vechi. În cursul anului 2010 am avut un număr de 999 de controle. Am mers pe două direcții, în domeniul controlului poluării și în domeniul biodiversității. Din păcate, sancțiunile sunt mai multe decât în anii precedenți. Reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj au mers astăzi la 8 instituții de învățământ, unde au purtat discuții cu elevii pe teme ce privesc protecția mediului.